Pensat deloc de ce se întâmplă în Franța. În Franța, comedia tragic-comică continuă în timp ce sindicatele protestează în stradă, revistele Playboy se vând ca pâinea caldă. Numărul din Playboy în care apare ministra Marlen Schiappa s-a vândut aproape instantaneu. În primele 3 ore de la apariție, toate cele 100.000 de exemplare au dispărut de pe rafturi. Cererea a depășit așteptările Playboy. Franța, care a tipărit de 3 ori mai multe exemplare decât de obicei. Revista a devenit deja una de colecție după ce câteva exemplare au fost scoase la licitație pe site-uri precum eBay. Pe lângă febra generată de ministra Playboy, Franța încă se confruntă cu febra reformei pensiilor. Macron și-a luat angajamentul că în 100 de zile o să vindece țara. Asta după ce deciziile lui au ținut populația în stradă săptămâni la rând. El cere guvernului să discute cu sindicatele pe mai multe teme, cum ar fi condițiile de muncă, sănătatea sau imigrația ilegală. În replică, șeful celui mai mare sindicat din Franța a spus că Macron doar aruncă vorbe goale cu care speră să calmeze populația furioasă din stradă. Între timp, țara vecină, Spania, se pregătește să preia președinția rotativă a Uniunii Europene. Câteva dintre obiectivele declarate ale Spaniei sunt economia, scăderea inflației, sănătatea, alimentația și tranziția ecologică, dar și opoziția față de care Macron cere, practic, distanțarea de America. Acum un an, Franța a vorbit despre suveranitatea strategică a Uniunii Europene, adică independența economică de China și independența militară de Statele Unite. Dar oficialii spanioli se opun și spun că avem nevoie de alianța cu Statele Unite, mai ales acum în contextul războiului din Ucraina. Bun, bun cât încasează Playboy, aiurea, știi? Că este fix aiurea, pentru că faptul că se vând atât de multe exemplare, asta nu înseamnă că e de calitate. Da, înseamnă că are o anumită calitate legată de clientele. Cineva care face un business trebuie să știe ce public țintare. Cei care fac Playboy ăsta... Bravo, eu aplaud Playboy ce a făcut, dar asta nu înseamnă că e calitate. Zic, dacă vindea Merkel... Da? Apărea în Merkel. Playboy. Dacă poza Merkel în Playboy, păi de ce nu? Apărea, vezi cum n-ai e? Cum să pozezi în Playboy? Cum am să avut pozezi? Părerea asta împotriva lui Schiappa și o am și acum. N-ai voie tu, ministră, ministru, tu, politician. Că ea e ministră pe termen scurt, nu înseamnă da, că asta 70 voie, de ani. Măi, Playboy-ul e pentru altceva, e pentru femei dezbrăcate, pentru alte discuții. S-a dezbrăcat, a respectat regulile. Da, dar nu s-a dezbrăcat, nu, că așa se apără ea. Ascultă bine ce spun. Faptul că s-au vândut atât de multe exemplare nu înseamnă că este ceva extraordinar de curat, de educativ, de luxos. Nu! Ce, la ce se uită cel mai mult oamenii? Ce, la ce se uită cel mai mult oamenii în perioada asta? Îți spun eu, nu-mi răspunde, că îți răspund eu. La TikTok. Ce se găsește pe TikTok? Foarte multe videouri Flavi care... se găsește pe TikTok. Lăsându-l pe el la o parte, sunt foarte multe videouri care promovează provocări stupide, care promovează prostia, care promovează incultura și toate aceste videouri, multe dintre ele, majoritatea de fapt... Dacă te aude Flaviu... Păi mă aude, păi mă să-mi dea încă unul, nu mai interesează, că oricum mă conduci cu 7-8 puncte, în plus ce mai contează, mai îmi dea încă unul acum. Dar ideea este că asta se, la asta se uită omul de rând în mare parte, pe TikTok la toate aceste filmulețe. De ce? Pentru că este mai relaxat, este mai comod. Nu gândește? Bă, dar se amuză. N-ai dreptate chiar în tot ce spui aici, pentru că TikTok față de celelalte rețele, apropo, ceea ce este admirabil la TikTok, am cuvinte de laudă. Este Flaviu, că, să sar cu punctele alea mari. Este că TikTok apreciază originalitatea, da? Asta este ceva ce... Păi, dar noi aici nu dăm în TikTok, TikTok-ul este platforma care susțin eu, dau în videourile, în clipurile care fac o grămadă de clicuri și sunt devin virale pe TikTok. Că sunt pe Instagram, TikTok, Twitter și care mai sunt, nu contează. Ideea este că astea atrag, pentru că omul acolo se recrează și se relaxează. E trist. Bun, și doamna ministru? Că te relaxezi în astfel de clipuri care nu te ajută cu nimic și nu îți fac viața mai frumoasă, nu evoluezi în niciun fel, ci doar te învață să-l linși capace de WC-uri. Scuze. Împacă-te cu Flaviu. Hai să mergem la el. Flaviu, unde vrem să mergem cu discuția? De fapt, până la domnișoara asta, ca să știu de ce am venit domnișoara? Domnișoara ministru sau doamnă? Era căsătorită? Nu știm ce este. Vrem să te întrebăm că în Franța este acest scandal legat de reforma pensiilor. De pensii, da? Și au ieșit foarte mulți tineri în stradă. Demo, vreau și eu două cuvinte. Foarte mulți au ieșit în stradă pentru că se mărește vârsta de la 62 de ani la 64 de ani. Tu ai 24 de ani, da, dacă nu greșesc, am înțeles bine, 24, dar cel puțin la începutul emisiunii, nu știu între timp ce s-ar mai fi, cum s-ar fi schimbat lucrurile.
tu privești lucrurile atât de departe, adică până în zona pensiei. Chiar sunt curios cum mai gândesc tinerii din ziua de azi. Eu personal nu mi-am... niciodată mi-a trecut prin minte even cuvântul pensie și ce ar putea să însemne pentru mine la 24. Văzând ce se întâmplă acum, n-am nici cea mai... Nu pot nici măcar să sper la o fărâmă că s-ar... Dacă ajung la vârsta aia, da? Presupune că am ajuns. Eu nu cred sub nicio formă că aș... M-aș putea bucura de o pensie, zic așa, dacă aș contribui toată viața la treaba respectivă. Nu cred că sunt foarte mulți tineri care o mai fac. Cred că toți ne-am obișnuit că... Sau am vrea să ne obișnuim cu gândul că ceva se va schimba relativ repede, care va schimba toată treaba asta cu pensia și... Nu mai știu eu ce. Nu ne place să ne gândim foarte mult la chestia aia. Cel puțin nu-mi place și din cauza asta am și ales să lucrez într-o oarecare măsură pentru mine, să fac ceva pentru mine cu echipa, să nu trebuiască să mă trezesc într-o dimineață, zic, bă, eu cum mai contribui la pensie dacă nu mai am un salar, știi, pe stilul ăsta? Ideea în care prefer să-mi pun eu bani deoparte în fiecare loc pentru când ajung eu la bătrânețe, vorba aia, decât să sper sau să am vreo șansă să sper că se va ajunge la pensie, văzându-mi și în familie, de altfel, bunica și așa mai departe, la ce pensie are, după câți ani au lucrat, e foarte trist. Și atunci încerc să mă gândesc că nu vreau să ajung în punctul ăla, știi? Și încerc să pun deoparte, să iau pe a mei, să știu că dacă pe cine mă pot baza, pe mine și nu pe promisiunile care se tot dau de ani încoace cu pensia. Bun, mulțumim, și de la pensie, stai, Ana, noi mulțumim, că vrem să mergem și la influencerița din guvernul Macron. Păi da, mergem la Balaj. Nu, eu vreau la Flaviu, care și nume de francez. Stai, Balaj, venim și la tine, încet. Vreau la Flaviu, care nume de francez, zice, mă uitam la început, Flaviu Duciuc, așa, știi, și pare că e un pic din Franța. O vezi pe doamna ministru să... Hai, putem să ne jucăm, ce naiba. O vezi pe doamna ministru să aibă succes în lumea asta a influencerilor? După curajul pe care l-a prezentat, că totuși e mare lucru să o vezi. Sincer să fiu, până să-mi ziceți voi de chestia asta, habar n-aveam că s-a întâmplat, dar având deja o anumită imagine în ochii oamenilor, ca fiind doamna ministru, da, așa mai departe, e destul de greu să poți să-ți schimbi imaginea, gen să te poți adresa persoanelor și mai tinere, sau așa mai departe, cu un alt mindset decât cel pe care îl ai. Acum, dacă te afișezi provocator, ce s-a întâmplat, aia va fi doar un succes de o secundă, se numește chestia asta. Știi, o venit, ai văzut, ai vorbit despre chestia, o trec mai departe. Dar nu vei putea să rămâi, cum ar veni, să rămâi consacrat pe o chestie de genul, mai ales adresându-te tinerilor, pentru că pe platforma asta sunt tineri în cea mai mare parte și auzind doar că ai ceva de a face cu politica, deja ei se vor uita altfel la tine. Deci succesul ăsta de o secundă cu modul în care te afișezi mai provocator, se întâmplă în fiecare zi cu foarte, foarte mulți oameni și după care nu mai auzi niciodată despre ei. De doamna vei auzi, bineînțeles, vei auzi, că n-ai cum să...